Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit în bucătăria mea! Haideți să pregătim astăzi împreună o tocăniță de vinete cu ardei, cu roșii, cu ceapă, cu puțin usturoi, să fie ușor picantă, să piște la limbă, o tocăniță din vinete pe care o putem mânca și proaspătă, ca fel de bază, sau o putem servi ca garnitură lângă o felie de carne sau un pește, sau o punem la borcan pentru iarnă. Pentru că eu acum voi face tocăniță de vinete la borcan pentru iarnă. Haideți să vedem ce folosim. Anul acesta am stat prost cu legumele și fructele în grădină, așa că am fost nevoită să cumpăr din comerț. Am cumpărat de la Profi pentru că au o gamă bogată de legume și fructe foarte proaspete și gustoase în gama proaspete de la noi. Pentru că îmi place să miros roșiile, să le simt mirosul acela extraordinar și să folosesc fructe și legume de calitate cât mai bună. Ce folosim la această rețetă? Eu folosesc 1 kg de vinete ca să fie ușor de calculat restul. Dacă aveți nevoie să faceți cantitate mai mare, înmulțiți în funcție de kilogramele de vinete pe care le aveți. Deci folosim 1 kg de vinete să fie negre, perfect lucioase, fără bube, fără lovituri, 600 de grame de roșii bine coapte, din acelea care miros frumos a roșii adevărată, 2 ardei capia sau 2 ardei grași, ideal roșu să fie ardeiul, pentru că dă și gust dulce și culoare, 2 cepe mari tăiate cubulețe, 2-3 căței de usturoi tăiați feliuțe, 50 de ml de ulei este suficient, 2 linguri de pătrunjel verde, sare, piper proaspăt măcinat și o să avem nevoie și de puțină apă. Asta este tot. Ne ocupăm prima dată de vinete, tăiem codițele. Curățăm parțial coaja. Lăsăm câte o bucățică de coajă ca model. Tăiem vinetele cubulețe. Nu foarte mici, nu foarte mari, cât să încapă frumos în furculiță. Vinetele tăiate într-un castron, adaug o linguriță de sare și torn deasupra apă rece. Trebuie amestecat și să punem deasupra o greutate ca să stea vinetele apăsate în felul acesta. Lăsate în apă cu sare, vinetele își vor lăsa zeama amară aici în această apă. Din când în când le mai amestecăm, le lăsăm așa undeva la o jumătate de oră. Roșiile le vom da pe răzătoarea mare să le avem pregătite. Crestăm aici, în formă de cruce și desfacem puțin. Și acum dăm roșiile pe răzătoarea mare. Dacă am făcut această crestătură și am desfăcut puțin coaja, se vor rade foarte ușor. Așa rămâne. Vedeți că vinetele, dacă au stat în apă cu sare, au făcut apa să fie neagră. Le scurgem foarte bine. Sau și înmuiat puțin de la sare. Punem jumătate din cantitatea de ulei. Să se încingă într-o cratiță largă. Ideal este cu pereții cât mai groși. Eu am aici o cratiță din fontă. Folosiți tigaie sau cratiță cu pereții groși să nu se lipească. Lăsăm uleiul să se încingă.
Când uleiul s-a încins, punem vinetele. Le amestecăm. Atenție foarte mare! Vinetele sub foarte mult ulei, deci eu nu pun mult ulei și nu le prăjesc în cantitate mică, ci doar le amestec pe toate cât să se înloaie puțin. Așa arată vinetele. Le scoatem. Nu le-am lăsat mult să se prăjească. Absorb foarte mult ulei. Și nu vreau ca tocănița mea să fie grasă. În cratița în care am prăjit vinetele, chiar dacă este negreala aceasta pe fund, ea va da gust bun la tocănița noastră. Punem restul de ulei. Lăsăm uleiul să se încingă. Punem ceapa. Ardeiul gras. Amestecăm. Punem și o linguriță de sare acum peste ceapă. Sarea va înmuia ceapa și se va pătrunde mai repede. Amestecăm repede la foc uter, timp de 2-3 minute. Adăugăm puțină apă. Cam 50-100 de mililitri, nu mai mult. Reducem puțin focul. Punem capacul și lăsăm să se înăbușe. Înăbușirea este operațiunea aceasta de gătire în puțină apă, puțin ulei, la foc mic, acoperit. În felul acesta, legumele nu se călesc, nu ne vor face rău la fiere, vor fi foarte bine gătite, dar fără multă grăsime, repet, fără prăjeală. O să mai amestec din când în când. Dacă e nevoie, mai turnăm câte puțină apă și lăsăm până când se înmoaie bine ceapa și ardei. S-au înmuiat ceapa și ardei. Punem acum vinetele. Amestecăm. Adăugăm și roșiile. Și completăm cu apă. Punem și piper proaspăt măcinat. Punem capacul și lăsăm tocănița noastră să fiarbă așa timp de 10-15 minute. Din când în când mai amestecăm. Adaug puțină sare și încă puțin piper pe gustul meu. Acum la final punem și usturoiul. Amestecăm ușor să nu se sfărâme vinetele. Vedeți cât de frumos arată. Vinetele sunt întregi, nu sunt sfărâmate. Tocănița noastră nu este foarte grasă cu foarte mult ulei. Oprim focul. Punem verdeața la final și amestecăm puțin. E o frumusețe. O frumusețe de tocană și miroase extraordinar de bine. Am pregătit borcane de 370 de grame. Au fost înainte spălate și bine sterilizate. Eu le bag în mașina de spălat vase și îmi ies și spălate și sterilizate. Le-am pus pe o
tavă din metal ca să atenueze șocul termic și punem tocănița fierbinte în borcane. Așezăm bine și cu o linguriță ca să fie borcanul plin. Apăsăm ușurel. Am grijă să pun și sos în fiecare borcan. Vinetele să fie bine acoperite cu sos. Și exact la fel procedăm cu toate celelalte borcane. Am obținut 5 borcane și jumătate de tocană. Punem repede capacele și le strângem bine. Întotdeauna folosesc capace noi. Capacele sunt foarte importante. Eu le pun așa și imediat le mai strângem soțul o dată. Întoarcem borcanele cu gura în jos. Le acoperim cu șervete și le lăsăm așa până a doua zi să se răcească, pentru că aceasta este prima sterilizare. Fiind borcanele puse cu gura în jos, tocana fierbinte, se creează efect de vacuum și în felul acesta aerul nu mai pătrunde în borcane. După ce se răcesc, mâine, poimâine, deci după o zi, le mai pun la sterilizat în cratița cu apă și le las să fiarbă timp de o oră din momentul în care apa dă în clocot. Poate fi mult pentru unii o oră de sterilizare, dar în felul acesta sunt sigură că tocănița mea va rezista în cămară și 3 ani. După sterilizarea în apă, acopăr, las borcanele în apă și vor sta acolo încă 24 de ore până se răcesc. Aceasta este tocănița cu vinete pentru iarnă. Nu am fiert mult vinetele după ce le-am pus peste sosul de ceapă cu ardei, doar un sfert de oră. Nu am vrut să se pătrundă extraordinar de tare vinetele și să se facă praf. Pur și simplu, după ce le punem în borcane, după o oră de sterilizare, ele se mai înmoaie. Va fi un tot unitar, va fi un gust și o textură extraordinar de plăcută. Tocăniță de vinete, tocană de vinete cu roșii, cu ardei, cu usturoi, ușor picantă pentru iarnă. La iarnă desfacem un borcan și mâncăm așa cum este tocănița aceasta, cu pâine caldă, cu mămăliguță, fiecare cum vrea. Putem pune puțină tocăniță alături de o bucată de carne, de porc, pui, vită, pește, absolut orice, sau putem pregăti un orez, un pilaf simplu și punem pilaful bază, iar deasupra punem tocănița aceasta de vinete și poate fi un fel de mâncare vegetarian extraordinar de gustos. Avem multe variante. Vedeți, 5 borcane și jumătate. Asta oricum o vom mânca acum. 5 borcane de 400 de grame cu 1 kg de vinete. Este și o rețetă destul de spornică. Spor la gătit gustos și sănătos cu legume proaspete de la noi. Să simțim gustul acela al legumei proaspete, al legumei românești pe care o găsim numai aici acasă. Dacă gătim mâncăruri din acestea curate, naturale, fără aspirină, fără picant fix, fără conservant, doar sare, sare, foarte puțin ulei, fără multă prăjeală, pentru că gătitul acasă poate fi sănătos, poate fi gustos, putem face ceva delicios foarte repede. Nu a durat foarte mult, durează undeva la o oră și jumătate maxim, cu tot cu curățat legume și făcut curățenie. Poftă bună și vă mai aștept să mai gătim împreună. La revedere!